Știți că eu aș putea să comentez 3 zile de acum încolo, pentru că vă tot citesc comentariile și la noi pe canal și pe paginile de Facebook și vă văd că țineți în continuare cu faptul că Gabriela și Valentin au avut un plan și că Valentin a făcut acea discuție și toate acele lucruri pentru că vrea să câștige marele premiu de fapt. Păi, haide să o luăm logic. Vă reamintesc că fix aceeași discuție a avut-o și Denis cu Viorel și ei nu au avut stop vot, da? Deci nu au avut stop vot, au avut fix aceeași discuție și înainte cu 2 zile de marea finală. Lămurim, da? Ei n-au avut nici măcar stop vot, iar dacă asta ar fi fost tactica, ar fi trebuit să funcționeze și în cazul lui Viorel și a lui Denis. Și ce să vezi? Au fost pe ultimul loc. De ce credeți că au fost pe ultimul loc? Pentru că s-au certat cu 2 zile înainte de marea finală, susținătorii lor nu au votat 5 zile? Și atunci, de ce acuzați pe Gabriela și pe Valentin de falsitate? Când fix aceleași discuții au fost. Ar trebui să lăsați dușmăniile și ura asta deoparte față de copii ăștia care nu v-au greșit cu nimic până la urmă. Până la urmă ar trebui să le mulțumiți că datorită lor și a discuțiilor pe care le-au avut favoriții dumneavoastră au câștigat și că nu ar trebui să vă rușinați că pentru greșelile altora ajung alții câștigători, că așa se întâmplă în viață. Până la urmă e ceva normal, fiecare primește... Na, știți cum e, după acțiunile lui. Iar dacă ei au hotărât și și-au dorit mult ca premiul să nu-i condiționeze iubirea și au hotărât să căsătorească în condițiile în care știau că nu există niciun premiu pentru ei sau că nici măcar nu ajung să fie în cursa pentru premiu, atunci eu cred că este de apreciat și indiferent ce ați spune și ce comentarii ați scrie, n-au nicio valoare. Și oamenii care se uită cu adevărat și s-au uitat la televizor și nu la alt aparat, cu siguranță au văzut ce era de văzut. Restul sunt doar nimicuri care nu contează.